Tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, simțit, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai luăm o respirație, mai iei o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1. Cu fiecare număr pe care îl rostesc, tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci. Toți mușchii corpului tău sunt relaxați și imobili. Iar corpul tău este greu și afundat în fotoliu. Patru. Acum și mintea ta se relaxează, se golește de gânduri. Toate gândurile au plecat. Lasă-le să plece. Trei. Orice sunet din afara ta te adâncește în hipnoză mai mult și mai mult și mai mult. Doi. Unu. Numărela de la 1 la 3. Iar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Ignat unu doi. Trei. Da, da, îl văd. Da, este el la venș acordului. Văd câmpurile lui în spate. E ca un fel de ușă. O gaură ca o ușă și sunt două entități care vin pleacă, vin pleacă, un dracu reptilian și un alfa draconian. Nu stau mereu în câmpuri, dar intră la cheful lor. Când au chef, intră. Bine, când au chef, intră și în fizic
Când se deschide, adică el cu ce face în fizic ca să deschidă ușa? Ei au niște chei, așa mi-arată ca niște chei. Zice, prima dată băgăm cheia în ușă și deschidem când vrem noi. Sunt gândurile, îi transmit niște gânduri și imagini. Sau când, când consumă. Deci nu neapărat când consumă. Nu e legat numai nu de doar, consum. Nu, văd că nu. Dar cu consumul e mai ușor pentru ele. Păi, e mai ușor pentru că este viciu. Da. Nu poate să reziste organismul și nici mintea. Mintea fizică nu poate să reziste viciului și pentru ei e cel mai simplu mod de a deschide acea ușă. Când consumă, intră alfa draconianul, când reușește să scadă vibrația pe gânduri, pe imagini mentale, atunci intră draco reptilianul. Dar și lui convine consumul. Ui. Dar văd că alfa draco-reptilianul. La draco-reptilianul, da. Dar văd că alfa draconianul intră doar pe consum. Ăsta când intră și pe gânduri și pe vibrație scăzută, o posesie mai ușoară, mai nu-i 100%. Partea subliminală? Ce poate Partea să spună? Subliminală e supărată. Da? De ce? Îl văd trist, zice că e supărat și trist, că zice e un proces greu pentru mine, zice acest corp, această minte. Fac pași mărunți, mici și obosesc, zice, nu știu cât timp o să mai vreau să mă chinui așa, zice. Simte că e un consum mare din partea lui. Îl văd trist, obosit. Deci poarta asta o deschide mintea conștientă, da? Poarta. Da, ei cu mintea se joacă, zice, mintea o pot deschide. Și de multe ori eu nu mai am ce să fac, zice, când ei acaparează mintea aia, zice. Dar are ce să facă, să zicem, să-i scoată afară. Nu poate să-i nu mai scoată? Nu pot, zice, nu pot. De ce? Că nu-l ajută mintea conștientă. Deloc conștient. Nu mă ajută, acțiunile zice. Trebuie să le facă din mintea conștient. Să deloc. Refuze. Sau simt și că cu sunt mintea. Alte entități față de dățile trecute. Simt, ăștia zice, într-adevăr, sunt un pic mai mici, se referă. Dar mintea parcă nu vrea să scape de ei. Mintea nu vrea. Mintea e mai obosită ca mine, zice, e total sub controlul oricui, zice, dar în sens negativ pentru mine, zice. Pe mine nu mă aude, pe mine, zice, eu ca vibrație nu mai vreau să cobor. Și atunci e loc și vin ei, zice. Păi stai un pic. Deci când consumă, Ignat. Partea subliminală se desprinde de corp sau se dă la o parte, se da? Dă la o parte. Ea nu suportă. Nu mai suportă, vibrația, zice, aceasta. Da. Și când se dă la o parte, na, e liber. E liber corpul și vin ăștia. Da. Zice, nu pierd nicio ocazie. Păi nu pierd. Ia să-i întrebe, dar de ce veniți, mă? Ce vreți să faceți? Care e scopul vostru? Sau de ce vă place să veniți în corpul fizic? Pentru că avem ce lua, zice. Ce să ia? Energie? Câtă energie să mai aibă corpul fizic? Are. Cât timp tu ești pe aici, zice, avem nelimitată, zice. Serios? Zice părții subliminale. Cât să reziste corpul fizic? Ia să ne uităm la... Cât rezistă, rezistă. După aia va schimba corpul, zice. Ia să vedem corpul vital cum e el. Tot așa, jumătate îl văd dezenergizat, jumătate e
relativ ok. Adică e mai energizat. Păi da. Adică nici de ce jumătate? Care jumătate e energizată și care nu e energizată? Partea din spate o văd foarte slab energizată, pe păi unde pot ei să intră. Da. 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 Asta dă partea din spate, de sus până jos? Sau da. Cum? Deci pe toate, da. Pe toți centrii? Da. Energetici. Da. Și de ce aia se dezenergizează? Că sunt ăștia acolo și trag? Da, 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 da. Ei absorb tot. Mm-hmm. În fizic, să vedem cum să traduce asta. În fizic. Ce provoacă fizicului această energizare slabă pe spate? Delir. Nu știu de ce asta a venit prima. Da, ok. Un pic de delir, dezorientare. A apărut și descătușare, dar descătușare ca și cum ar elibera furii prin acțiuni. Care deci le fac și... entitățile. Da, care de fapt le fac entitățile, dar ca și cum zici, da, eliberez furia asta, o lasă să se manifeste. Și mintea crede că eliberând furia, da. Scapă de ea într-un fel, da. Dar totuși nu înțelege că furia asta, ca să o elibereze, întâi o produce. Iar da. Ea are ca scop fenomenul acesta de a se hrăni, da. De a hrăni entitățile. Da. Cel în furie, ia să vedem. Ce și mai a venit mers greu. Mers greu în sensul în care se referă la funcții, funcțiile corpului, care merg greu. Adică merg, dar sunt mai lente. E ca și cum ar vrea să păstreze energie pentru orice eventualitate, să stocheze energie și nu are de unde. Nu prea are de unde, dar și atunci funcțiile sunt mai lente. Dar și la mers, și la gândire, și la digestie, și la acțiuni. Și în special văd că partea de sus, chakrele de sus a capului, sunt cel mai dezenergizate. Da. Și aici parcă e o lentoare în... gândire. Dar asta ce a produs? Ca ele să fie mai, acestea să fie mai dezenergizate? Consumul distruge nervii la cap? Da, da, și da, consumul care afectează în primul rând chakrele de sus și mintea e alimentată din creier și atunci ei vor să acapareze în totalitate mintea ca să poată să controleze nu doar corpul, ci și acțiunile lui, gândirea, tot. Și transmită tot ce asta, tot ce am, adică nu e aici, da? Să transmită toată informația aceasta despre corp, despre cogniție, despre ce produce consumul, face o bulă și transmite minții conștiente acum. Văd părți de centri nervoși stinși, adică nu mai există comunicare între neuroni. Da. Și și venele, deteriorarea. Venele sunt subțiate. Bine, asta unde? La nas? În tot capul. În tot capul sunt venele subțiate. Da. Tot ce ține de la gât în sus și pe gât un pic coboară, forma asta de vene sunt subțiate, parcă. Păi asta de ce? Că substanța este ingerată sau pe nas și atunci toată partea asta ce ține de zonă, de cap, ea, substanța se duce întâi, prin zona asta intră, da? În organism. Și bine da, că ajunge la cap. Da, exact. Și, și atunci afecta mai ca mult. Ca și cum ar usca venele, ca și cum ar fi uscate, așa le văd, și subțiate.
Iată. Și asta. Mai rigide cumva, nu mai au acea parcă elasticitate. Păi nu mai au. Ce face efectiv substanța aceasta? Cum? Uite-te în... Mănâncă, văd că distruge din celulele sângelui. Da. Subțiază sângele, dar îl subțiază în sensul că sunt mai puține celule în sânge. Uh-huh. Și... Dar la vene. La vene, pe pereți, sunt ca și cum acolo pe unde nu mai curge suficientă cantitate de sânge ca și înainte, vena se pliază cumva, se închide, pentru că ea se pliază după volumul de sânge care trece. Bine, dar de ce pierde elasticitatea? Și se atrofiază elasticitatea venelor, așa văd. Se atrofiază pentru că venele, adică în vene, în sânge, în sânge care circulă prin vene, există acest colesterol. Bun. Știi cum se rău. Vede? E ca și cum ai avea un furtun de apă din ăla elastic, care atunci când nu trece apa se adună și când dai drumul la apă se umflă. Da, dar de ce? Asta vreau să ne uităm. Și anume la colesterol, zic eu, nu știu, așa îmi vine mie acum. E lipsă de colesterol. Păi e lipsă de colesterol bun. Colesterolul da. Bun are rolul de a repara, de aia îl produce organismul, da? Da, și bine, de a ajuta la la elasticitatea venelor, așa văd. Venelor, a celulelor, a membranelor, a tot, peste tot da, el. Acum a... Văd noi vorbim de vene. De vene, da. Și nemai fiind, deci practic, substanța aceasta consumă omoară, tot ce-i bun. Face? Consumă tot ce-i bun. Da. Inclusiv colesterolul. Arde. El nu există. Arde, de fapt. Arde. Văd că e ca și cum se așează pe un grup de celule și le arde, se fac cenușă. Și astea sunt, de fapt, tot ce e mai gras, așa să zic. Deci tot ce înseamnă colesterol, dacă da. Vrei, ce e mai gras, mai pufos, mm-hmm. mai... Care menține, lubrefiază tot ce avem noi, tot ce înseamnă. Da, și astea repară răni. Da. Le arde. Efectiv le arde. Ca și cum asta? Mai pune... nu știu, o sodă caustică uh-huh. pe ceva și acea grăsime se arde toată, așa văd. Să dea toată această informație minții conștient. Asta duce și la pericole de atac cerebral. Uite, dacă se subțiază. Uite, problema de curs de sânge pe nas e tot aici, de aici cauza. La toți consumatorii, nu vreau să zic denumirea, de această substanță, care trag pe nas, se subțiază și fac și răni. Da. Și fac și răni, tocmai că nu mai e colesterolul ăsta, uite, și se subțiază venele, așa cum da, ai vorbit. Devine corpul casant, adică e ca și cum... Adică, s-a ruscat și se adică se afectează în primul rând zona de contact cel da. Mai rapid, da? Că da. E cea mai puternică substanță, e cea în cantitatea, e contactul direct. Direct și unde merge cea mai mare cantitate, păi da, pe nas. E direct și pe acolo intră, da? Da. Bine, încă o dată zic el. Trimite această informație minții lui conștient. Face o bolă informațională. Hai. Mintea conștientă apare ca și cum ar fi un ecran pe care se rulează multe, multe imagini și acest ecran are pete negre pe el, unde nu se mai vede nimic. Și... s-au stricat pixelii. Cam așa ceva, da. Deci ca și cum ar fi un ecran cu pete negre și nu mai vezi bine ce arată pe ecran. Așa mi-arată că să-i e facă mintea. Partea subliminală minții. Alt ecran, un ecran nou-nouț în care vede bine. Poate să facă orice parte. Îi face un ecran nou-nouț curat și îl suprapune peste ăla, ca un filtru, îl suprapune peste cel vechi. Da, așa cum vede.
Ok. Acum mintea e ca și cum s-ar fi trezit. A, s-a trezit? În sensul că nu se mai uita ea la ea, nu se mai percepea ea pe ea și nu era un fel adormită, că n-avea la ce să se uite, n-avea ce să vadă și visa. Uh-huh. Și tot ce visa îi se părea real. Și acum e ca și cum a prins becul, i-a dat lumină și uite ce frumos se vede acum și ai la ce să te uiți din nou. Așa i-a făcut uh-huh. partea subliminală minții. Uh-huh. Și ce îi se pare mintea? Ce vede? Cum îi se pare? Ha, mintea zice, acum nu o să mă mai plictisesc și am la ce să mă uit, pot să stau trează, zice. Astea trează, dar la ce se uită acum, ce vede? Consecințele acțiunilor care le-a făcut de o viață întreagă, îi place ce vede, consecințele în corpul fizic. Și în, lasă, nu mai vorbim, corp mental și toate corpurile. Corp vital, să-l vadă tot ce am vorbit până acum. Zice, o să am de lucru. Ne place... Nu-i plac deteriorările care s-au produs în jurul ei în timp ce dormea, spune. E ca și cum dormi sufragerii. Când dormea în corpul zice, conștient și da, când dormea zice, și când a dormit continuu. Zice, este ca și cum dormi în sufragerie și vine peste tine o furtună și totul e distrus, dar tu dormi mm-hmm. liniștit și când te trezești, te trezești într-o casă distrusă. Cam așa exact. Se vede. Exact. Da. Ela, o să am ia de lucru, să vedem. Zice. Da. Hai să ne spună partea subliminală, ia informația că avem întrebare. De la ce vârstă a corpului fizic și minții, ăstea conștiente, Ignat a început să consume? 18, dar la 19 ani era deja prins de viciu. Bine de tot. Prima dată mi-a arătat 19, atunci deja era intens. Mm-hmm. Nu. Când a început? Începutul. 17 spre 18 ani. Bine. Când a început prima dată și a tot consumat din ce în ce mai mult, l-a acaparat repede. Bine. Vreau să vadă și să ne spună ce l-a determinat să înceapă să consume. Ignorarea... Zice, faptul că mama nu m-a iubit, nu mi-a dat atenție, familia mea era destrămată, neiubire, nu se simțea iubit, acceptat, nu, alții erau mai buni ca mine în ochii mamei și în ochii fraților mei. Eram ca și un copil al nimănui, zice. Vreau să vadă pe oglindă cuantică sau știe partea subliminală să facă, că doar este la a treia sesiune sau a doua, nu știu. Exact. Și să vadă în plan energetic, în primul rând, efectiv, ce se întâmpla. Că mama nu-i dădea atenție, nu-l considera, nu-l iubea, iubea mai mult pe celălalt frate sau alți frați, că așa, să observe în energetic. Ce se întâmplă? În energetic vede multe entități prin familie, la ceilalți, care erau foarte active și trecea de la unul la altul și asta vede că cumva îi lega unul de altul și de aceea mama? Era mai activi între ei și se plăceau sau se acceptau mai ușor, deci se înțelegeau. Și la el nu veneau entitățile astea ale mamei și celorlalți? La el atunci a început să vină niște demoni și nu erau pe vibrația celorlalte entități mai mari, uh-huh. mai puternice. Demonii de ce veneau la el? Au venit demonii? Cine? Cum pentru le-a deschis ușa? Pe frustrările lui și lui. Pe ceea ce simțea. Uh-huh. Se simțea ignorat, dat la o parte. Da, dar până să capete aceste emoții, sentimente... Tot nu era plăcut de entitățile celorlalți. I s-a întâmplat de toate în familia aia, de mic copil și le-a tot acumulat. Mm-hmm. Avem copii interior, da? Bine, da. Le-e unificat acum, dar... Erau, da.
dar poate să facă cu această conștientizare pe care o are acum, partea subliminală, să se ducă la primul copil, în primul moment când el s-a simțit de la o parte și a început, s-a desprins primul copil. Chiar dacă este unificat. Facem această conștientizare a acestor copii interiori. A acelor momente, înțelege partea subliminală, da. Da, acum e mai ușor să derulez filmul și să mă duc în trecut fiind unificat și să văd, de fapt, ca un film ce s-a întâmplat atunci și să intervin acum. Exact. E mai ușor, zice. Această conștientizare și se duce de la 3 ani, de când a început să plece sau să se blocheze părți din ea, parte subliminală, și să îi numim ca și copii interiori, și cu această aceste resurse de acum reface, trece prin toată linia experiențială, din moment în moment, și alimentează, dă informațiile lui, sufletului, din fiecare moment, dă aceste informații noi. Îl face să înțeleagă și îl îmbrățișează de fiecare dată, de fiecare dată, orice fragment care nu a înțeles și s-a blocat. Îl integrează. Când număr eu de la 1 la 5. Face asta. 1. 2. 3. 4. Și 5. Da. Adunat toate momentele pas cu pas de-a lungul vieții și le-a luminat, le-a dizolvat și acea nouă energie curățată o integra de fiecare dată. Mm-hmm. Până aici și acum. Da, până în prezent. Cum se simte acum? Partea subliminală? Zice ca și cum golul din mine s-a umplut, dar s-a umplut cu satisfacție, zice, cu o energie. Până acum simțea ca un gol care îl arde. Dacă încerca să-l umple, îl ardea, orice aducea. Acum zice liniștitor, e ca și cum te-ai fi uns cu ceva și e răcoritor, e plăcut, e relaxant și mă îmbie, da, e ca și cum îl smierdă, îl desmierdă, așa zice. Mm-hmm. Hai să... Mă mângâie, zice. Mm-hmm. Acum... Se duce înapoi la 17 ani, când a luat prima dată substanța, da? Cu toată, tot ce a acumulat, ce am adunat, ce am cercetat până acum, se duce înapoi în acel moment spațiu-timp al primei ingerări de această substanță, înainte de prima ingerare. A fost acolo mai înainte. A fost și... mai înainte. Și a dat și informația toată ce a văzut, ce înseamnă consumul ăla, minții. Minții, da, conștient. Și refuză. Ok. Zice, refuz să merg pe direcția asta, să-mi distrug conștiința, mintea și viitorul, zice. Deci schimbă linia temporală de acolo. Și se practic desprinde de prietenii ăia, de anturajul ăla și de gândurile care veneau. Și a schimbat tot. A schimbat linia. Pe linia aceasta nouă care vine, nu mai consumă. Eu sunt altfel, zice, nu să accept să fiu distrus. Mm-hmm. Sunt altfel acum, sunt altul. Mm-hmm. Bine. Acum, Ela, observă dacă mai se deschid pe noua linie, se mai deschid uși, porți, ce am văzut la începutul sesiunii. Venind acum
Aici acum văd câmpurile întregi, partea subliminală se simte în largul ei, în câmpurile ei, în corpul ei. Văd corpul vital foarte bine energizat, iar entitățile care sunt în jur nu se pot apropia, stau la distanță. Pe noua linie, acum. Da, creat. Pe noua linie. Iar el este foarte bucuros, foarte înfipt în realitate, zice. Și controlez orice acțiune a mea, a minții, de judecată, de discernământ, cu calm și cu cea mai mare înțelepciune a mea. Bine. Dar în corpul fizic este de lucru. Da? Asta se întâmplă în energetic. Da. Suprapune fizic? Peste corpul fizic actual. Da. Suprapune toată această imagine, energie și aduce la tot corpul fizic, îl aduce la vibrația corpului energetic. Deci amprentează. Amprentează și se regenerează tot. Bine. Da. Lucrăm după aceea, da? Hai să ne uităm pe întrebări. Ce mai avem de făcut? Are coșmaruri, șerpi, urși. Încă are coșmaruri. Coșmarul cu șerpi nu mai sunt de un an. Înainte era cu șerpi. E, acum e cu urși. Chiar cu câteva săptămâni în urmă. Da? A avut coșmar cu ursul. Se luptă, s-a luptat cu un urs. Și după ce s-a trezit, a întrebat soția dacă cumva nu i-a făcut rău, pentru că a dus o luptă strașnică și el s-a gândit că s-a mișcat și corpul în fizic, da? Și să nu fi lovit cu soția. Ok, ceea ce văd că se întâmplă în vis și ursul pe care îl vede era asociat cu fratele. Da. Era asociat câteodată în unele vise cu mama, dar mai mult, mai des cu fratele și ceea ce i s-a întâmplat și a făcut fratele. Și totul vedea ca pe o luptă cu ceva ce e mai puternic decât el și că pierde tot timpul, dar încerca să reziste, să supraviețuiască în vis, să se lupte, pentru că există și varianta în care să răzbești un urs, dar lui, el încerca să răzbească, dar îl vedea ca pe ceva mai puternic decât el. Pentru că așa se impregnase în subconștient, da, atâta timp cât fratele câștigase în fizic. Da, da? Da. Și e această frică ca el să piardă în fața lui și să nu fie distrus complet de urs. Deci el nu vrea să moară în fața ursului și nu... mintea asta era ca amprenta a amintirilor minții și a traumei prin ceea ce a trecut cu fratele, dar toate astea veneau de la Alfa Draconian. Punea hologramele. Da, da, mereu și mereu ca să-i alimenteze acea frică, frustrare, dorință de răzbunare și așa mai departe și se alimenta din visele lui mult cu energia lui. Alfa Draconianul ăsta. Da, da. Câteodată vroia să fie el ursul și să schimbe rolurile. Ok. Hai să se mai uite Ela, ne mai uităm, adică în visele astea, nu în vis, poate și în vise, nu știu, sau atunci când consumă, că intră în transele alea, vorbește în alte limbi. Deci, când consuma, intra Alfa Draconianul, ăsta-i da. Plăcea, ai zis, da? Da. Bine. Ia să-l întrebe pe Alfa Draconianul ăsta, ce spune el prin... Ce vorbește? Ce spune? Să traduc? Dă comenzi unor descarnați pe care îi aduce cu el sau altor entități sub el care sunt subordonate lui. Și adică... cu alea vorbește și dă ordine. Iar el stând în corpul și se simte mare și puternic fiind într-un corp care din care și-a energie infinită. Pentru că e alimentat de acel suflet. Deci de el, da,
Deci lui îi place în corp, iar el își face treaba mai departe. Adică ce avea Da. el și înainte făcea de a intra, ori tot timpul dă comenzi descarnaților, Zice altor că entități sub el. e suprem când e într-un corp, din punctul de vedere al autorității asupra celorlalte entități și ființe din astral. E suprem. Adică e cel mai Văzut, mare. da, e suprem văzut de toți ceilalți, pentru că e suprapus pe sursa energiei. Adică corpul, Și folosește toate da. Funcțiile, toate corpurile, corp vital, corp mental, corp, deci le are la, cum să zic, la prima mână se folosește de asta. Da, e ca și cum el stăpânește acea sursă de energie. Și atunci toți ceilalți sunt mult mai supuși lui. Deci de-aia lui îi place să posede Da. corpul, da? Da. Și de-aia și induce gânduri înainte ca să consume, ca să poată Și să... puține entități pot să facă asemenea posesie, asemenea control a unui corp, cum face el. De ce puține? Celelalte nu știu. Păi nu toate știu să controleze atât de bine un corp sau să-l preia sau să stea în corp sau să-i Dar el are controleze experiență energia. sau de unde îi Da, vine? el e unul Bătrân. experimentat, da. Experimentat. Nu e la primul corp Păi nu. controlat. Nu e, are mai multe, mult mai multe corpuri, da? Și a avut mai multe de-a lungul existenței lui. Bineînțeles. Hai să vedem de ce Ignat, când este, deci Ignat face că este luat în posesie, că nu este luat în posesie, că a consumat, că n-a consumat, el își face aceleași activități în fizic, care le are, care are de ce are de făcut. Conduce mașina, se duce la muncă, interacționează cu alții oameni. Ideea e că a fost o întâmplare sau a văzut și soția când e cu el în mașină, că atunci când consumă, deci este în corpul, prin corpul lui Ignat, acționează Alfa Draconianum, are tendința și nu numai tendința, ci face, accelerează, apasă accelerația și nu poate să mai ia piciorul de pe accelerație la da, mașină. E sub adrenalina, îi place foarte mult entității. Așa. Și e controlat de Deci entitate. entitatea controlează Îi place mușchii, adrenalina. piciorul, îi place Da. adrenalina și calcă accelerația. Da. Păi da, da, Îi ultima place dată. și situațiile create în urma acestor gesturi. Că mai papă energii din frica altor participanți la trafic și sau oricum frica soției care e lângă când Da, este. sau inclusiv a situației în care poate fi oprit de poliție și Păi a îi fost creează oprit. neplăceri în fizic. A, îi place asta, să-i creeze Da. neplăceri lui Ignat, da? Că mai au o amendă, că mai face ce, se mai enervează, da? Da. Da. Dar E în ca primul o rând, fântână infinită pentru el. Dar în primul rând îi place adrenalina și de-aia calcă accelerația Alfa Draconianului. Da. Dar ce În vrei? fizic, în fizic sunt deteriorări ale mușchilor și nervilor și toate. cum am văzut consumului de substanțe care îi deteriora Practic corpul. și practic și blochează, să zicem, Spasme piciorul pe accelerare. musculare, da, Spasme. și o acțiune a mușchilor pe care tu nu mai poți controla. Dar oricum el nu poate să controleze că nu e în corp în situațiile. Da, vorbeam din punct de vedere fizic al corpului fizic, funcțiile, ce se întâmplă chimic în corpul fizic. Bine. Cum se transpune acțiunea entității pe corpul, funcțiile și acțiunea corpului fizic. Ok. Hai să ne uităm mai departe. Deci fuga. Dorința de a pleca. Deci în fizic, când are, deci când îi vine dorința să plece? Să plece din casă. Spune că pleacă oriunde. Dar după Da. ce spune, înainte pleca.
Înainte de sesiuni, ne spune soția. Înainte el pleca, zicea că pleacă, l-a puca așa, pleca și se ducea pe unde nimerea. Se ducea. Acum zice că pleacă, ce s-a schimbat între timp. Zice că pleacă, dar apoi după ce iese din casă sau face 2-3 pași, zice că deci e confuz complet și zice că nu știe unde să plece. Acum nu mai știe unde să plece. Ce s-a întâmplat? Deci odată confuzia vine din corpul fizic cu da. Deteriorarea centrelor. Da. În energetic, entitatea nu-i place să stea lângă soția lui. Păi da, dar nu mai poate să plece. Aici e problema. Pentru înainte că pleca, acum partea nu mai pleacă, subliminală nu mai vrea să oprească tot. Deci partea subliminală a început să aibă oarece control. Dar puțin, cum a spus la început. Da. Pași mărunți. Partea subliminală vede că poate să facă mai multe acțiuni și să ajute corpul fizic și mintea stând lângă vibrația soției care îl ajută. Entitatea, în schimb, vrea să fugă de vibrația soției. Și aici e un conflict între entitate și partea subliminală a lui. Deci și entitatea nu mai poate să coordoneze mintea conștientă atât de bine. Deci mintea devine confuză pentru că partea subliminală îi spune stai, da. Entitatea zice fugi. Da. 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 Și această confuzie vine și din cauza distrugerii centrilor nervoși din creier. Deci asta afectează și efectiv corpul fizic. Dar partea subliminală se folosește nemai lăsându-l să plece departe. Sau bine. Vrea vibrația soției, vrea energia ei care îl ajută pe partea subliminală să mai intervină din când în când. Zice așa, ne spune, ne scrie. Acum e diferit față de dățile trecute, adică înainte de sesiuni, când consumă, vrea să ne spună. Și consumă mult mai rar sau cantitatea, pentru că oricum soția nu știe când consumă sau nu consumă, da? Însă pare mult mai rar. Vorbește alte limbi și e agresiv. Ce libelule sunt acum? Ce vor? Bine, am văzut asta. Dar de ce mai rar? De consumat, eu cred că consumă. Că nu poți. Corpul cere. Odată ce s-a obișnuit cu substanța, el cere și mintea. Însă, de ce mai ia mai puțin sau de ce îi se pare soției că e mai rar, face crizele acelea cu vorbit în alte limbi, cu agresiv. Pentru că partea subliminală a reușit să preia cât de intervine câteodată. Poate să intervină, cum a zis, pași mărunți, dar nu e suficient pentru ea. Dar reușește, e un pas important pentru ea că reușește să mai intervină și da, e un pic mai rar. Și nici ca durată criza. Pe sunt alte entități față de data trecută. Da. Sunt bine, altele. Dar consumă mai puțin când consumă? Nu numai un pic mai rar. Puțin, dar și mai rar. Da. Bine. Pe exagerat de mult lapte, în special după miezul nopții. Mănâncă exagerat și bea lapte exagerat de mult. Asta îi cere corpul pentru refacere, restructurare, pentru că are nevoie de nutrienți, are nevoie de multe ca să refacă corpul și cere corpul efectiv treaba asta. Adică laptele, cu ce îi face? Adică laptele are, îl ajută. Are colesterol laptele, deci am vorbit. Da, cum? Îl ajută are mult. Băutul de lapte îl ajută mult, dacă ar băia lapte natural nepasteurizat ar fi și mai bine și ajută la refacerea țesuturilor distruse, arse și mai elimină din toxine. Deci curăță corpul. Curăță. Asta e bine. Și mâncarea exagerată sunt iarăși nevoia de a se lua nutrienți. Acum nu știm ce mănâncă. Mănâncă corect, nu mănâncă corect în sfârșit. Dar de ce noaptea? Aici nu înțeleg.
El. De ce, noaptea? Dar trebuie să doarmă noaptea, da. Mânce ziua. Așa e ritmul lui sau cum? Da, are un bioritm divers. Și noaptea se simte mai... nu știu, corpul are niște funcții ciudate. Când el, de fapt, noaptea trebuie să doarmă, să se refacă, el nu mai are energia aia, necesară pentru refacere și atunci are nevoie să-și o ia din ceva și atunci simte nevoia de a mânca ca să aibă energie să se regenereze. Asta văd. Ok. Hai să vedem mai departe. La ce vârstă s-a apucat? Am văzut asta. Care a fost motivul? Am văzut. Era acasă la mamă sau era aici unde stă, în casa lui, nu știu. Deci era la mamă, probabil, că nu, da, are și că mama l-a enervat. La 17 era ani, legat era la de mamă. Familie, era legat, da, de situația în familie. Zice, aici avem întrebare. Există vreo motivație? O motivație a lui, o frică a lui sau motivație, un motiv care să-l oprească de a mai lua prafuri? Partea subliminală. Frică de sănătate nu are. Am vorbit înainte. Nu e frică, că moare, că în câte a trecut și câte crize și câte îi se întâmplă și de toate felurile nu-l sperie nimic. Nici urșii nu-l sperie, nici șerpii, nici nimic nu-l sperie. Îmi apare ceva legat de fică. Are atașament față de copil, de fică. Da. Și ce ar putea să... Adică ce ar putea să schimbe? Cum să schimbe? Să colaboreze și bine. Fică? Să colaboreze. Pe ea e bine, fică. Să o vadă, s-o vadă pe ea așezată. Și adică împlinită. Ce? Că în toate punctele de vedere, da, că are familie, copii, conform programelor. Da. Păi și? Dacă o vede așa, nu o să mai consume? De-aia ce? De-aia consumă el acum? De-aia corpul nu mai vrea nu se poate conflicte lipsi? Cu familia, zice. Păi da, astea o să le aibă toată viața. Nu se schimbă. Chiar dacă el se schimbă, ăia sunt plini de entități. Fac la fel. Programat, un succes, cum știu. Zice, un succes. Un succes. Poate ceva succesul ce, lui. Poate ceva succesul ce, în afacerea din care, lui. Da, care ceva în care să vadă că efortul lui dă roade și să-i aducă satisfacție, o acțiune în alte direcții. Când vede că eșuează sau că ceva nu merge bine, devine dezamăgit și se înfundă în consum. Da, în anxietate. Orice. Un succes care să vină într-o din acțiunile mele și el să mă țină acum focusat, zice acolo, acum, dar fără eșecuri, zice, să nu văd eșecuri. Păi n-are eșec, că deocamdată derulează o afacere care necesită timp, adică construcția unui bloc complex, eu știu ce, care necesită timp până îl termină, ca apoi vrea să închirieze și să trăiască din aceste... Zice, mai zice ceva interesant, zice, și să văd că cineva mă iubește cu adevărat. Și n-a văzut până acum? Ce face soția lui lângă el? Cât a suportat soția lui alături? De ce ar fi stat? Că avem și întrebare, da? Consideră că are interesele ei. Aha, și că consideră. Nu stă din dragoste adevărată. Păi tocmai aici a avut o mare, tocmai acum de curând a avut o mare și are o mare nedumerire că soția a reușit să-și facă toate actele pentru da, acolo. Îi trebuie o dovadă că ea îl iubește și că nu are interes și păi probabil că ea o să arate asta. Ce dovadă ar putea supremă să ia el de considera că îl folosește și că va pleca de lângă el când ea va obține ceea ce își dorește. Așa. Dar ea a obținut ceea ce își dorește. Obținând ceea ce ea și-a dorit,
Sau, aici nu e vorba de ce și-a dorit, ci de ceea ce ea avea de fapt nevoie. Ce avea nevoie ca să trăiască și da, să viețuiască. Da. Și rămânând în continuare lângă el și sprijinându-l, zice, îi dă o dovadă și va înțelege că de fapt îl iubește și dar nu și are interes. Și dar până acum i-a dat dovadă. El credea că odată ce ea obține ceva, va pleca. Îl va trăda, această... îl va părăsi. Și acum, ajungând program. În acel punct, vede și ea îi demonstrează că, de fapt, nu avea un interes ascuns, avea o nevoie, o necesitate și că, de fapt, ea îl iubește și că rămâne lângă el în continuare să îl sprijine. Și asta... mintea fizică o să-și dea seama și o să-și dea seama că cineva într-adevăr îl iubește cu adevărat și asta poate să îi schimbe lui comportamentul și să vadă că, uite, cineva merită lângă mine să trăiască, să trăiesc în fericire, în împlinire, zice. A fost nevoie de timp și de acțiuni în fizic ca și mintea să înțeleagă și să vadă și să-și dea seama cu adevărat de sufletul și intențiile soției. Da. Bine, dar să scoată programul acesta, programarea aceasta, că, eu știu, soția venind din altă parte a lumii venea pentru un interes. Probabil că i-a fost indusă sau a auzit sau a văzut alte cazuri. Credea nu știu că ce, scoate acest program. Îl poate scoate acum ușor, zice partea subliminală, pentru că acum vede și are, comportamentul da? Ei mai departe și dovadă din partea ei de iubire, de ajutor, de sprijin. Da. Ce fac? Și e ca și cum acum o descoperă pe ea și începe să o aprecieze și să se îndrăgostească. Păi până acum n-a avut timp, că cine era să îndrăgostească? N-a avut timp și Alfa avea impresie greșită. Reptilienii, ăia care au mai fost înainte, deliruri, inducea gândul, uite, și ea se folosește de tine, vezi? Nici ea nu te iubește și ea se folosește de tine, stai să vezi că obține ce vrea. Deci îi dădea gânduri din astea. Dar acum, terminând tot procesul ăla cu ce ea avea nevoie, a rămas lângă ea și acum se schimbă lucrurile. A scos programul ăla și la asta, el. Da. Zice, urmează să-l viziteze, să-i viziteze, da, fiica cu iubitul în câteva săptămâni. Întrebarea este dacă vin cu un gând ascuns sau un obiectiv pentru care vin. Na, aici nu se știe niciodată. Toată lumea are interese în familia lui, inclusiv fiica, fostă soție. Văd că vrea să obțină ceva de la el. Material, da? Da, material. Ori să-l convingă să-i ajute cu ceva acasă, ori o colaborare, văd, ceva de genul. Asta partenerul, mai trebuie. Până acum a scăpat de frate și acum îi trebuie partener. Ok, bine. Sper să fie... De colaborare, zice partea subliminală, nu o să se pună problema pentru că are o experiență cu fratele, dar de sprijin financiar asta oricum putea. O făcea. Da, dar altfel acum. Bine. E, nu știu, tot apare ca și cum se construiește o casă sau se va construi o casă. Bine. Ori e un proiect de construit case și tip afaceri și se proiect vândă. Care îl derulează acum, ăsta e proiect. Da, dar să fie în colaborare cu fiica ceva, bine, din care ea să aibă beneficii. Păi bine. Dacă el tot face o afacere nouă și e singur, păi nu i-ar trebui să vină niște unii care să rămână și fără afacerea asta? Sau o parte din ceea ce el face, construiește, să vină să meargă către fiica lui ca să-i asigure viitorul. Deci oricum el vrea să o vadă în siguranță. Da, vrea să o vadă că muncește și ea și partenerul? La muncă vrea să o pună? Asta nu reiese de aici. Nu. E o muncă de, nu știu, de colaborare, de administrare, de ceva, de... Da.
E o muncă așa de nemuncă. Bine. Ok. De a aduce, de a căuta poate clienți și el efectiv okay. cu lucrările. Mm-hmm. Deci ceva bine, în direcția s-o asta, în... văd. Da, ea ceva... vrea să o bage, să o implice în această afacere a lui nouă. Bine. Dacă tot îi dă bani să facă și ea ceva, dar nu să se istovească. Deci ceva de gen. Mm-hmm. Bine. Fosta lui nevastă a făcut un spectacol nașpa în luna mai. Care a fost scopul? Când s-au întâlnit toți, ne-a povestit soția. Cu mama, cu... Care a fost scopul ei, da. Acelei femei? Da, fosta soție. Că s-au întâlnit, ei se întâlnesc, toată familia, adică mama cu care poate să-i adune. Și când a fost întâlnirea asta la fiică, acasă, într-un alt oraș, cred că, da, este, din câte înțeleg, a fost și mama fiicei, fosta lui soție, acolo. Și a ieșit un balamuc pentru ceva timp, bineînțeles că, na, n-a înțeles nici prea bine. Care a fost scopul? De ce? Cine a orchestrat? În energetic, entitățile păi, lui să-l țină în programul familiei dezastroase și cu certuri și în care el se simtă dat la o parte și neapreciat și să-i aducă înapoi acest program în mintea lui. Entitățile lui împreună cu entitățile lor. Cu toate celelalte. Păi toate celelalte. Că celelalte ce să facă? Că aia știu să facă. Asta programat, așa au programat mințile fiecărui membru al acestei familii. Dar toți trăiesc așa. Mama lui este matroana entităților, că de-aia le-a și transmis. Văzut, și prin, și prin celelalte sesiuni am văzut că multe entități ea le-a transmis sau au plecat de la mamă la copii. Da. Și mai departe, și pe la nepoți și pe unde s-or fi dus. Bine. Mama sa s-a întors împotriva lui. Păi când a fost cu el? Când a fost cu el? Da? N-a fost niciodată. Și i-a spus, iarăși a mintit și i-a spus că dacă el opune rezistență în programul de familie, în ceea ce fac ei, ea să știe că îl dă afară, adică n-are nicio treabă cu el, că îl preferă tot pe fiul celălalt care i-a luat toată averea și afacerea lui Ignat. Așa orice capul are 90 de ani sau câți ani o avea, entitățile așa spun, așa au fost de la început, cum am văzut și mai înainte, nu, entitățile lor, ale mamei, nu au plăcut entitățile lui. De la 17 ani, sau nu, de când s-a născut. La 3 ani am văzut, da? Da. Bine. Dacă el, mintea lui, se teme de soție, în sensul ăsta că o să plece, că i-a și spus că asta credea, ce am vorbit mai înainte, că după ce o să-și rezolve actele, o să plece, iar acum i-a zis că după ce ea și-a rezolvat actele, i-a zis, dar nu pleci? Deci mai are încă teama asta? Că o să fie, păi, o să-l părăsească? Da, o avea. O avea că teama că doar s-a folosit de el. Mm-hmm. Avea aici, este și, aici este și un program, el l-a mai scos, nu știu, dacă îl mai găsești. Ca și cu fratele lui, ca și cu familia lui, părinții lui, da, mama pentru că lui, el nu tot mai s-a crede, folosit. El nu mai crede în onestitatea și buna intenție a nimănui, dar el nu crede nici în el propriu, nu crede nici în, nu se apreciază pe el. Da. El nu crede că cineva poate să-l iubească. Da, pentru exact. Că era programarea asta din copilărie, dar a șters, a venit și a reparat. Sau să-l aprecieze cât de cât. Da. Bine, dar a făcut asta, da? Am făcut. Da, înțeles, modice, da. Zice, afacerea pe care acum o derulează, dar urmează faza 2, când termină construcția și când va vinde sau va închiria, că nu mai știu exact, dacă va merge bine, dacă nu vor fi provocări. Dacă se va derula, să zicem, într-un ritm. Obstacole pot să apară în funcție de
cu ce persoană interacționează în funcție de gândiri, deci cum își controlează el gândurile și stări, în funcție de ce entități mai aduce, da? Dacă le mai permite. Da. Dacă, așa, dar așa aici soția lui poate să, să-l acapareze cu energia ei. Nu-mi place cuvântul. Bine, înseamnă nu, mă refer, estimat. Ok, corectez. Da. Dacă poate ea se păstrează, cuprindă. Dacă ea, da, să-l cuprindă, dacă ea se păstrează în vibrații înalte constant, îl afectează în mod pozitiv pe el, adică ținându-l în câmpurile ei, fiind oricum soție și oricum e în câmpurile ei. Arătându-i că îl iubește, că el are grijă de el, că o interesează. Îl face pe el să se simtă iubit, să se simtă apreciat și asta îl va face să-și ridice el vibrația și automat, și automat comportamentul lui, starea lui de bucurie, de împlinire se va schimba, se va ridica și atunci oamenii din jurul lui cu care va interacționa și pe care va atrage spre el vor fi alții, da? Și astfel să-i meargă afacerea și să n-aibă obstacole. Deci aici e un complex de acțiuni, de gândire a mai multor părți subliminale. Deci când vorbim despre ceva de viitor și de la soție. Când vorbim despre ceva de viitor, aici e un conglomerat de acțiuni care intervin și părți subliminare. Temporale, da, și de linii. Da, depinde da, pe care pe care linie, de pe ce linie, pe ce linie sare, funcție de conștientizarea pe care o are în fiecare moment. Da, și asta știm. Bine, Ela. Cum e partea subliminală acum? Hai să... Fericită! Bine. Mulțumită, ardă, încântată, zice. Să ardă toate acordurile care le-a dat între timp, de la ultima sesiune până acum, contracte. Da, le arde pe toate, le dizolvă, le decrează complet. Îi mulțumește părții subliminale ale soției. Foarte bine. Hai să meargă în sinele mai înalt. 1, 2, 3. Da, se energizează, se unifică, trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, deprogramează, întărește, face scuturi în jurul lui, văd că acum, și ne armonizează totul. Bine, mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea care vine din experimentare, cea mai experimentată între timp, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Da. Activează declarația de suveranitate. O spune cu determinare. Să se audă în tot universul. Da. Restul am făcut, activează programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Verifică sau se uită sau energizează și concentrează cu lumina sursei primordiale a creației sfera de manifestare. Aici, în sursă, ne uităm și noi la sferele noastre, la... Da, partea lui subliminală transmite soției să-i spună mai des în fizic minții și corp și persoane fizice a lui că îl iubește. Și că e alături de el, îl sprijină. Da, de înțeles lucrurile astea. Da, să facă mai des astfel de acțiuni în fizic către el, să îi spună mai des că îl iubește. Bine. Să ne-am uitat la sferele, era număr de la 1 la 3, venim aici și acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am văzut, investigat în această sesiune. Să fac o infinitate de sfere informaționale cu toată iubirea lui. Le trimite către toate conștiințele pe care le-a cunoscut sau nu, care vor să primească aceste informații, iubire. Și trimite și către toate sufletele lui, din toate corpurile prin care a experimentat.
Da, trimite peste tot, răspândește peste tot. Da. Foarte bine, Ela. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, pretutindeni se disolvă toți egregorii, toate hologramele, toate amprentele energetice, toate energiile stagnante, blocate, entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și se închid, se sigilează complet toate portalurile, canalele, vortexurile de joasă frecvență de pretutindeni. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie.